a existat ceva emoție și discuție pe bună dreptate în legătură cu o declarație a liderului grupului parlamentar liberal din Senat, domnul Puiu Hașoti, declarație care venea după propuneri ale domnului Cernea. Și trebuie să spun, și o spun oficial în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că am avut această discuție cu colegii mei și cu domnul Hașoti. Nu a avut niciun fel de intenție în acest sens domnul senator Hașoti, dar, fără îndoială, afirmația așa cum a fost făcută este regretabilă, profund regretabilă, pentru că ea este de natură, indiferent ce intenție a avut cel care a lansat-o, să jignească un grup de oameni, un grup de cetățeni care au, în egală măsură cu noi toți ceilalți, dreptul de a fi respectați, de a nu fi jigniți, de a nu fi așezați într-o condiție de excludere sau de marginalitate. Partidul Național Liberal este un partid care a avut o atitudine cât se poate de clară și cât se poate de coerentă. Și reamintesc celor mai înaintați în vârstă dintre dumneavoastră că la începutul anilor 2000, când s-a dat o oarecare bătălie în Parlamentul României pentru dezincriminarea, pentru scoaterea din codul penal a articolelor care vizau cu pedepse penale pe homosexuali, de exemplu, Partidul Național Liberal a fost un vârf de lance în bătălia pentru dezincriminare, pentru scoaterea din codul penal, pentru intrarea României în această privință, în prima linie a manierei în care astăzi sunt în societăți democratice tratate astfel de chestiuni. Deci, faptul că suntem sau nu suntem de acord cu proiecte de lege propuse de domnul Cernea sau de oricine altcineva este una, atitudinea normală, corectă, democratică și atentă este absolut necesară și încă o dată, deci, considerăm afirmația domnului senator Hașoti și o consideră chiar domnia sa una profund regretabilă. Asta este ceea ce... Vă rog. Vreau să vă întreb dumneavoastră personal, considerați că această minoritate ar trebui să aibă mai multe drepturi? A putea fi o dezbatere la momentul revizuirii Constituției care să privească și această minoritate? Eu personal cred că orice minoritate care este în cadrele constituționale și legale trebuie să fie respectată și trebuie să fie protejată în drepturile sale. Am făcut parte deseori din minorități politice. Sunt un om politic care, alături de mulți colegi de-ai mei, cei din Partidul Național Liberal, toți, am pornit de la scoruri în Parlamentul României de 2% și de la idei foarte corecte, care astăzi sunt așa acceptate de toată lumea, care erau atunci primite cu ostilitate. Și ca liberal, și ca om politic care consider că esența democrației nu stă doar în a număra cine are mai multe voturi și a-i da decizia aceluia, ci din a face să fie echilibrate și respectate drepturile tuturor, consider că și această minoritate, ca și oricare alta, trebuie să se bucure de aceleași drepturi fundamentale, indivizii trebuie să se bucure de aceleași drepturi fundamentale ca și toți ceilalți. Nu cred că trebuie să aibă drepturi în plus, nu cred că trebuie să aibă drepturi în minus, nu cred că trebuie tratat cineva într-o asemenea chestiune ca o categorie specială. Pe scurt, orientarea, viața, activitatea sexuală sunt niște chestiuni intime, strict personale ale fiecăruia, că vorbim de heterosexuali, că vorbim de homosexuali și în sensul acesta, așa cum nu agrez marile manifestații, parada nu știu cui, cred că fiecare trebuie să își desfășoare, ca să spun așa, să-și afirme și să-și practice opțiunile, la un nivel intim și pentru care să nu fie incriminat, să-i se dea drepturi mai puține sau drepturi mai multe. Asta cred eu. Ce discuții ar putea veni în contextul modificării Constituției, nu știu. Eu n-am
Eu personal n-am vreo propunere în acest sens. Cred că lucrurile sunt reglementate normal. Cred că astăzi legislația României este una europeană, înaintată, firească într-o democrație, dar dacă asemenea propuneri vin, e normal ca ele, orice propunere ar veni, să fie discutate. Care e decizia? Vom vedea. Sunteți setoți de sânge. Vă recomand blândețe, domnule Tian, sau vă recomand să vă faceți un partid în care să tăiați, să spânzurați cu sancțiuni. Bineînțeles. Categoric. Vom face toate cele necesare ca punctul nostru de vedere să fie cunoscut, de altfel cred că punctul nostru de vedere este cunoscut. Nu e exclus ca probabil aceiași 3-4 europarlamentari care nu mai au altă temă decât să mintă, să exagereze, să facă scandal în legătură cu lucruri din România, să facă și asta. Nu e niciun fel de problemă pentru noi, pentru că poziția noastră a fost și este cunoscută de multă vreme în această chestiune. Mulțumesc foarte mult încă o dată și sper să nu mai întoarceți din drum.